În urma publicării Ordinului de Ministru în monitor oficial și a intrării în vigoare a măsurilor cuprinse în el, vă informez că Spitalul Suport pentru Pacienții Confirmați Pozitiv cu COVID-19 este Spitalul Ajut. Spitalul Județean Sfântul Pantelimon a fost desemnat Unitate de Îngrijire a Pacienților Critici cu Infecții Emergente și Reemergente. Pentru suplimentarea dotărilor, Ținând cont de specificul bolii, au fost solicitate de la Ministerul Sănătății încă 10 paturi pentru terapie intensivă, 10 ventilatoare mecanice medicale, 10 monitoare pentru funcțiile vitale, 8 injectomate și echipament de protecție pentru completarea stocurilor existente. Totodată. Ne-am adresat din nou Ministerului pentru a urgenta distribuirea către Direcția de Sănătate Publică Vrancea a unui aparat de testare real-time PCR, ținând cont și de faptul că la această oră DSP, Direcția de Sănătate Publică, are încadrați medici biochimiști specializați în operarea lui. Urmarea modificării metodologiei de testare pentru COVID-19 Testarea se face doar la recomandarea medicului, atât în sistemul public cât și în sistemul privat. În acest moment, România se află în stadiu preepidemic, înregistrându-se cazuri de import și cazuri de transmitere locală restrânsă, neexistând încă dovezi de transmitere intracomunitară susținută. În aceste condiții, strategia trebuie să fie axată pe detectarea rapidă a cazurilor de COVID-19 în vederea limitării transmiterii și pe obținerea de dovezi de transmitere comunitară nedetectată. Astfel, prioritizarea testării în ordine descrescătoare a importanței este următoarea. 1. Persoanele simptomatice cu istorie de călătorie internațională. 2. Contacții apropiați simptomatici ai cazurilor confirmate. 3. Personalul medico-sanitar simptomatic. 4. Persoanele instituționalizate simptomatice. 5. Pacienți înainte de procedura de trans transplant asimptomatici și donatorii de celule stem he hematopoietice înainte de donare. Persoanele care nu fac obiectul testării, sunt 1. Contactii asimptomatici ai cazurilor confirmate, inclusiv personalul medicosanitar. 2. Persoane asimptomatice cu istoric de călătorie internațională.